Bine m-a regăsit și mai întâi vreau să vă arăt o fotografie. Păi o fotografie atât să ne dea de gândit, dar e bine și de povestit pe marginea ei. O să vedeți poza asta imediat. O varză de China, au adus-o din Polonia, au adus-o firmă din Budapesta și cumpărată la Cluj. Acum, sigur că avem de la ce porni și l-am invitat pe Mihai Grigoraș, un om care știe extrem de multe despre cultura eco, despre tot ce înseamnă agricultură, ca să vedem în ce măsură ne mai putem noi lăuda cu grânarul Europei, cu cernoziomul nostru, că dacă arunc telefonul ăsta, sigur iese cu cruzul de 7 metri. Știi? Bine ai venit, Mihai. Ai văzut fotografia? Păi, tată, e mai excursionistă varza aia decât mine în vacanță. Da, e, dacă vrei, una dintre provocările actuale și la nivel mondial și o regăsim atât în preocupările politice ale Uniunii Europene, ale organismelor internaționale care influențează dezvoltarea asta pieței alimentare și acele energetice, pentru că ele sunt mână în mână și, e un punct central și în preocupările asociațiilor de producători de mâncare din Europa. În perioada pandemiei s-a putut observa, analiștii au putut observa o creștere relativ spectaculoasă a disponibilității consumatorilor de a achiziționa produse regionale. E, dacă vrei, și efectul unor campanii de informare duse de către autoritățile publice din Europa pentru a conștientiza consumatorul că cea mai bună metodă de a contribui la siguranța alimentară a unui stat este de a încerca de a consuma cât mai multe produse regionale. Produse regionale, la asta mă refer la produs de raft care să fie obținut la o distanță geografică cât mai scurtă de punctul de desfacere. Noi, din păcate, nu suntem încă la acel nivel. Dar ne dorim, culmea. Ne dorim în sensul în care, cel puțin dacă vorbim de Clujul, pe care probabil că îl știm mai bine și ca și mentalitate, orientare, piață, decât ceea ce știm despre alte orașe din România, beneficiem probabil de o, nu știu dacă e corect să spunem, o clasă de mijloc, o bucată bună de populație, pe care o apreciez undeva la 30-35%, de familii cu un venit lunar care sare de 3.000 de euro, ca familie mă refer, și care într-adevăr este dispusă să plătească un preț corect, să zicem, pentru un produs de concepție regională care să aibă niște atribute de calitate palpabile. Și aici ne putem referi la prezentare, ne putem referi la gust, ne putem referi la beneficii secundare dincolo de cele pe care ți le oferă un produs alimentar. Mă refer la protecția apei, protecția solului, sprijinul pe care îl acorzi unor fermieri din zona ta cumpărând produsul lor, poate anumite proiecte cu încărcătură de dezvoltare, de educație, donăm un procent din văzările noastre către dezvoltarea satului, către aici, recuperarea tradițiilor. Aici ce rol avea autoritățile locale? Pentru că eu am văzut dincolo, cunosc mai bine Franța decât celelalte, în care, cum să zic, primăria face câteodată festival pur și simplu ca să promoveze produsele locale sau pe o rază de X kilometri. De exemplu, Colmar, care este, oare poți să-mi pui Cristina pe ecran, Colmar, Franța, este un oraș minunat, are un singur festival al vinului. Vinuri locale de peste tot, implicarea autorităților locale este impecabilă și atunci, cumva, aș duce discuția către colaborarea asta pe care noi o vedem sau nu o vedem, există sau nu există, am vrea-o, am certificat-o drept imixtiune în afacere, știi? Eu văd totul ca, uite, o roată din țată, asta e o altă roată din țată și încet încet faci mecanismul. Colmarul este cel mai bun exemplu. Uite, este un oraș minunat, dar și-a făcut festivalul vinului ca să aibă acel brand. Mm-hmm. Da. Și probabil că vinul e folosit ca un vehicul pentru promovarea altor produse de evident. Gastronomie. Beneficiază probabil mulți oameni din lucrul acesta și economia locală. Sigur, fără discuție, eu mi-aș dori așa ceva și cred că ar fi un lucru foarte benefic și cred că unele lucruri s-au făcut. Eu am fost personal implicat în câteva ediții de târguri de mâncare împreună cu Muzeul de Etnografie din Cluj. Am făcut 3 ediții de produse ecologice și tradiționale din zona Ardealului. Să zicem că e greu să găsești doar produse din Cluj ca să ai o paletă
sau din păcate e greu astăzi, n-ar fi fost, da. Probabil a fost mai ușor acum 30 de ani, paradoxal. Am făcut împreună cu două ONG-uri din Cluj și Târgul Verde, parcă se numea, pe la 2010-2016, care a fost perioada de aur. Din păcate am dat înapoi în acest domeniu. Dar eu cred că este doar o componentă. Lucrurile sunt destul de complicate. Eu activez în domeniul agriculturii ecologice din 2001, practic, dar dacă la început lucrurile erau și în europeană într-o logică de asta de tabere, noi versus agricultura convențională, noi versus organismele modificate genetice, noi versus agricultura industrială, între timp, probabil acumulând și experiență și ani, și la fel lucrul ăsta e valabil și pentru restul branșei bio, din ce am văzut eu în Europa, ne-am dus tot mai mult către un parteneriat cu toată lumea. Până la urmă, toți suntem implicați în asigurarea siguranței alimentare a populației și în exploatarea judicioasă a resurselor pe care le avem. Pentru că dacă stai să te uiți ce a adus așa numita Revoluție Verde, impropriu spus, adică a treia revoluție agroindustrială a lumii, după cea din Neolitic și după cea adusă de Revoluția Industrială din Marea Britanie, adică ceea ce s-a întâmplat în lume în anii 50-60 cu impact până astăzi, peste jumătate din populația lumii mănâncă petrol. Peste jumătate din produsele alimentare de pe glob sunt produse cu ajutorul hidrocarburilor, al azotului artificial produs din produse petrochimice și al îngrășămintelor pe bază de amoniu, potasiu, care sunt de sinteză. Peste jumătate. Deci, peste jumătate din produse alimentare se obțin folosind produse petroliere. Aici, cred că, dincolo de expansiunea mai mare, mai mică, sprijinul acordat agriculturii ecologice, care aduce, evident, niște beneficii mai mari decât cea convențională, dar care ridică în același timp întrebarea securității alimentare, pentru că producția de alimente ecologice este, prin natura activității, mai redusă. Noi, aflându-ne ca și populație globală într-un avânt de creștere, chiar dacă rata de natalitate începe să scadă, este una validă, care trebuie luată în calcul și trebuie discutată fără argumente subiective și fără partipriuri, discutată obiectiv. Ce facem pentru următorii 20, 30, 50 de ani? Din ce am văzut eu și la nivelul politicii agricole comune, este posibil ca sprijinul acordat agriculturii ecologice să dea un pic înapoi, nu neapărat ca valoare, ci ca avânt, pentru că probabil că știi că în politica agricolă comună se prevede ca până în 2030, dacă nu mă înșel, să ajungem la un sfert din suprafața Europei exploată agricultura ecologică, ceea ce e o utopie. Chiar dacă eu lucrez în domeniul ăsta și mi-aș dori să fim cu toată suprafața ecologică, sunt conștient că nu e posibil. În schimb, se pune deja o presiune mult mai mare pentru reducerea cu aproximativ 30 până la 50% folosirii fertilizanților chimici și a produselor de natură chimică în agricultura convențională. Începem să avem probleme serioase cu fertilitatea solurilor. Dacă te uiți la marile complexe agroindustriale lumii, la China, la Oceania, la Asia de Sud-Est, la Statele Unite, statisticile te fac să te sperii de procentele de sol care nu mai pot folosite pentru producerea de hrană. Dacă ne uităm la ceea ce se produce pe terenurile agricole, pe care în capul nostru se produce mâncare. Da. Adică vorbim de milioane de hectare de teren agricol, noi ne închipuim că pe terenurile alea se produce mâncare. De fapt, nu se produce mâncare. Pe marea majoritate a suprafețelor se produce furaj. Asta înseamnă că dacă ne-am modificat comportamentul de consumator în ideea de a consuma mai puțină carne, de a reduce volumul de carne, de a învăța să nu ne batem joc de resurse, să educăm populația să nu arunce. Sigur că asta e contraproductiv pentru cei care vând. Și mai era obiceiul sezonier. Exact. Se face fasolea, mănânci fasolea. Exact, exact. Și dacă am reușit să ne reașezăm politica energetică, pentru că dezbaterea asta am prins în Germania în anii 2000, un procent uriaș al suprafeței cultivat cu porumb, de exemplu, că dacă vrei, porumbul e stâlpul central al agroeconomiei americane. E folosit pentru obținerea de bioetanol, nu pentru... Undeva la 7% din suprafața de porumb din state se duce spre mâncare. Atât. Spre mămăligă. 93% are alte scopuri. Și sunt domenii în care curg foarte multe subvenții, cu toată lipsa de simpatie, ca să nu zic antipatie, pe care i-am purtat-o lui Trump. A fost unul dintre oamenii care a vrut să dea înapoi în domeniul ăsta, s-a întâlnit cu o poziție extrem de puternică și de vocală, adică să reducă subvențiile care nu se duc către producția de hrană. Se duc către producția de altceva, de mase plastice, de bioetan. În 30 de ani o să fim 10 milioane, 10 miliarde, 11 miliarde, toți vom cere de mâncare. Da, exact. Și ce vom mânca? Repet,
Lucrurile astea pot fi făcute doar luând în calcul și acționând împreună pe mai multe planuri. Evident că securitatea alimentară este prioritară și pentru noi, nu știu dacă suntem în lumea întâi sau în lumea a doua, acum e clar că suntem în lumea a treia, adică procentul de oameni care suferă de foamete în România, care nu au securitatea accesului la mâncare, este la media europeană, suntem undeva sub 3%. Dacă ne comparăm cu țările din zona săracă a globului, din Africa, Oceania, parte de, din Asia, suntem bine. Pentru noi e destul de simplu să dăm sfaturi și știu că bancul cu... Eu mai am soluție, nu mai ai tu capre, Ițic, știi? Da. Dincolo de asta, noi va trebui să ne schimbăm comportamentul. Dacă nu să facem strict prin măsuri economice, nu vom putea schimba foarte mult. Știi unde vă paradoxul? Pe de o parte, toată lumea vorbește despre gustul roșiei românești. Dom'le, la noi roșiile au gust. La noi carnea de porc, e carne de aia ținută cu cucuruz și cu nu știu ce. Adică noi am prins gustul. Vrem un anumit comportament cumva mai prietenos față de mediu până la urmă, mâncând sezonier, mâncând acum din grădină, nu poți face o afacere. Dar în același timp, n-avem nicio problemă când găsim cartofi din Chile. Roșii din, nu știu, usturoi din China, da. Roșii din Egipt. Adică totul este un fel de s-a basculat totul. La un moment dat găsisem piept de pui sau aripioare de pui din Bahia, din Brazilia. Și mă gândeam, bă, cât ai făcut tu pe vapor până în magazinul ăsta? Produs congelat. No. Și atenție, nu într-un supermarket de la mare. La un ABC de la nenorocit de cartier. Bahia. M-am și uitat repede pe artă să văd pe unde n-ai bai. Șocant. Eu cred că aici se mai ridică o problemă interesantă la care vor trebui să răspundă cei care se ocupă cu acest domeniu. Domeniul e vorba și de calitatea hrănii pe care o introducem în corpul nostru, pentru că dacă te uiți, banii din subvențiile plătitorilor de taxe la nivel mondial care se duc tocmai în susținerea acestui complex agroindustrial, sunt bani luați de la oamenii care suferă cel mai mult datorită calității îngrozitor de proaste. Vorbim de alimente supra-ultra-procesate, de alimente care conțin siropuri concentrate, coloranți și așa mai departe. Știi foarte bine că unul dintre flagelurile moderne este obezitatea și bolile care decurg automat din genul ăsta de mâncare pe care îl băgăm în noi. Eu cred că noi suferim și de o legendită de asta cronică cu produsele românești de calitate, dacă îi să mă întreb pe mine. Pe de altă parte, știu și tu prea bine că după Revoluție la noi tot ce era produs de import era wow și tot ce era produs românesc trebuie aruncat la coș. Da. Pentru atât scapul. Atunci, la noi, educația alimentară fiind făcută de supermarketuri, nu de școală, nu de stat, nu de un organism care este USDA. Și spunea un domn într-un comentariu pe YouTube, domnule, eu aș vrea să existe măcar o oră pe lună de cultură nutrițională în școală. Era vorba despre educație sexuală, educație sanitară. Și zicea, da, oarecum ar fi să existe o oră, că nu moare nimeni. Eu cred că trebuie una săptămânal, Sabin, pentru că e o componentă esențială a calitatea vieții unui om modern, dată pe urmă și de nivelul de sănătate. Dacă tu la 35 de ani de zile ai 140 de kg și ca să te deplasezi ai nevoie de un cadru, unde o să te duci cu cariera? Nu era Mensa la incorporarea sa, nu? Până la urmă am inversat paradigma asta și vrem mâncare ieftină, nu ne mai interesează dacă e proastă, nu ne interesează de unde este. Și suntem în capcana asta în momentul de față. Asta este adevărul. Agricultura ecologică este un răspuns, dar e un răspuns incomplet, pentru că agricultura ecologică la nivel mondial reprezintă 3,7% în suprafață. Foarte puțin. Foarte puțin. La nivel european suntem probabil undeva săriți bine de 5%, cu eforturi și cu sprijin posibil să sărim spre 10%, dar în continuare vom fi factorul dominant. Putem fi un vehicul de schimbare în bine, fără discuție. Trebuie să colaborăm cu fermierii convenționali, cu autoritățile, fără discuție. Dar atâta vreme cât agricultura convențională nu își va reduce impactul ăsta, în momentul de față, eu zic că e destul de devastator și asupra planetei și asupra oamenilor. Pentru că dacă te uiți la ce produse alimentare mâncăm în ziua de astăzi, mâncarea pare, în loc să, cum zicea Hipocrat, în loc să ne fie medicament, pare mai degrabă că ne ia altceva. Îi spurcate momentele astea și sunt, cred că, foarte, foarte greu depășit și pentru că există o anumită mentalitate care ține. Și mi-amintesc de anii 90, când marea vedetă a bulevardelor era sucul ăla turcoaz. Ah, da. Ți-amintești? Cu sucul la dozator, da. Sucul la dozator, o culoare turcoaz, da. Și era vedeta tuturor... Știu, fugeam și eu cu petul de 2 litri spălat să-l umplu cu... Bă, nici măcar un sirop de zahăr, cred că era un fel de... concentrat chimic, un amestec cu un cocktail de coloranți, de conservanți. Dar ajunge tot la educație. Da. Și aici am miciudă foarte tare, pentru că în educația asta nu ai nevoie de așa de mulți bani ca pentru autostrăzi, pentru spitale. Ai nevoie de bună credință și ai nevoie de o viziune. Bă, ce vreau? Cum să vreau să fie țara asta în 2030? Da, în 2050. Ăla care vine după mine, ce o să facă?
Adică o să moară de foame, o să rămânem 10 milioane, o să rămânem 30. Și cred că ai nevoie de o alternativă. Până la urmă, dacă e să fim corecți, degeaba ceri oamenilor să circule cu viteză legală când tu îi pui în situația în care, ca să respecte viteza legală, ca până la Constanța să facă 3 zile. În contextul ăsta, mi se pare aberant să oamenilor să meargă cu 50 la oră în localitate și cu 90 în afară. Și cred că unele alternative ar fi ca producătorii români să fie încurajați să producă la anumite standarde, să li se oferă o platformă de... Ăsta e un capitol greu și știi tu foarte bine, că avem niște prieteni comuni care încearcă să facă așa ceva și trec acum prin durerile facerii unei cooperative și dezvoltare comună. Dar dincolo de asta, ceea ce am văzut în zona în care mi-am făcut experiența de business și tehnică, în zona, eu cred că, repet, Austria cred că e un model foarte interesant pentru noi, pentru că are o structură similară. E un model la scară mică. Au fost, la scară mică poți face schimbări mai ușor și asta e adevărat. Nouă ne-ar fi mai greu să facem ce au făcut ei, dar sunt multe lecții pe care le putem învăța. Și nu e o măsură absolută, nu e un panaceu, dar va rezolva o serie din probleme. De mulți am povestit și ție, visez la o piață în Cluj care să fie o experiență în care familiile cu copii să poată să meargă să-și cumpere produse de două ori pe săptămână, dar să poată să și mănânce, copiii să poată juca, să depășim cumva modelul ăla pieței agroalimentare în care mulți dintre noi nu mai merg că pute, nu-i curat, deși piața din Cluj, sincer, în ultima vreme n-arată rău. Să știi că așa ceva este în Saint-Germain, care da. Vorba aia e diamantul Franței. Te duci și poți vizita inclusiv liceul agroindustrial de acolo, liceul agricol, care este o minunăție. Colaborează cu alte 10-20 de licee agricole din Franța și ei vin făcut de liceul de nu știu unde din sud, miere de albine din Munții Vosj. Ei fac flori sau fac... Am ajuns la altă piatră unghiulară, la lipsa învățământului profesional în domeniul ăsta. E o plăcere să stai și vin copii, copiii menegerează tot, elevii. Super. Da, sigur că au câte un institutor, un profesor care îi... Eu am văzut chestia asta la noi în Alexandria. Este un colegiu agricol de tradiție care are undeva la 100 și ceva Alexandria. De ani. Fac chestia asta. Teleorman. Da, în fieful celui care... Și nu vorbește nimeni. Nu vom rosti ca în Harry Potter, da. Da, e, dacă vrei, dincolo de că e unde e, și nouă nu ne place să zic așa de lent, zice, în Olt, în Teleorman, pardon, dar să știi că e un colegiu, cred că e colegiul național, care face ce spui tu, sigur, la nivelul nostru. Au ateliere de meserii în alimentație. Să știi la butărie, măcelărie, partea de brânzeturi, organizează lucruri de liceu genul. Liceu industrial sau liceu agricol din... Cred că e colegiul agricol. Colegiul național agricol Alexandru. Mă și uiți și mâine despre asta vreau să vorbesc, da. Pentru că m-am săturat și eu, deși unii nu mă cred, să aud de Teleorman numai, bacă e ultimul la educație, bacă e mama, bacă e soarele. Dar e o rară aviz, din păcate, și lucrând cam în domeniul meu, ades cu fermieri români, văd criza pe care o ne-aș găsi personal, tehnic. Peste tot. Da. Mulțumesc tare mult. Eu mulțumesc. Și eu sper să mai povestim despre asta, pentru că, până la urmă, așa m-am săturat de politică și de tot felul de porcării care se întâmplă pe la guvernele lupește plăci de 30 de ani, că încă mai simți nevoia, știi, discuțiile cu oameni care se pricep ca atunci când îți faci un duș pe dinăuntru. Te speli. Și devii curat. S-ar putea să ne preocupim iarăși cu tovarășul Daia. Aoleu, vine cormoranul! Bateți cormoranul! Să aveți sănătate, zile minunate și spor. În rest, amintiți-vă că e luni, vărsați o lacrimă, mâine e marți. La revedere!